Bună ziua, dragi prieteni! Puțin am rămas până la startul noului sezon competițional. Avem plăcerea de a avea alături de noi pe capitanul echipei, George Miron. Bine ai venit, George! Salut! George, cu ce gânduri acest nou sezon competițional? Bună ziua! Vreau să vă salut și salut și suporterii botoșeneni. Și noi, jucători, suntem nerăbdători să începem noul sezon. Ne-am pregătit foarte bine în acest cantonament. Mă bucur că nu avem niciun jucător accidentat. Sper să începem bine campionatul, pentru că e foarte important să nu mai facem pași greșiți cum a fost în sezonul trecut, când echipa nu a reușit să obțină victoria așa repede. Și sper să se mai facă câteva transferuri, pentru că, după părerea mea, cred că avem nevoie de cel puțin 3-4 jucători. În momentul de față, la cât la sute este echipa, să spunem așa? Asta nu știu să vă zic eu. Eu pot să vă zic că echipa s-a antrenat destul de bine. Am avut câteva jocuri de verificare în care cred eu că am arătat ok. Dar, cum am mai zis, suntem un grup care am rămas cât de cât de sezonul trecut. Dar dacă o să vine vreo accidentare, două, nu știu dacă avem cu cine înlocui. Așa că sper să se urgenteze și să se facă 3-4 transferuri pentru a să putem acoperi acele posturi. E posibil să mai trecem prin emoțiile sezonului trecut? Eu sper să nu, dar cum am mai zis, important, foarte important cum începi campionatul, pentru că victoria aduce victorii sau punctele aduc puncte. Așa că sper să începem bine acest campionat, să nu avem probleme, pentru că știți cum e, dacă nu reușești să obții în 3, 4, 5 etape, tot să duc etapele și nu reușești să obții victoria, o să fie foarte dificil. Dar eu sper să nu avem probleme. Totuși, moralul, din câte îmi dau seama, este la cote înalte în vestiar, pentru că ați reușit să îndepliniți obiectivul și ați făcut un destul de mare echipă până la urmă. Da, chiar dacă a fost o salvare de la retrogradare, eu cred că a fost cea mai mare performanță la echipa asta. Dacă ne uităm la ce victorii am obținut și câte puncte am făcut pe stadionul de acasă, eu zic că e performanță mare. Și ținând cont ce echipe au retrogradat. Să ne uităm la echipele care au retrogradat voluntar și Craiova, care, din punctul meu de vedere, sunt două echipe foarte, foarte bune pentru Liga 1 și care nu cred că le vedea nimeni să cadă. George, vom debuta în nouă sezon competițional contra Oțelului. Știm cu toții, la Galați, în ultima etapă a play-out-ului, s-a jucat practic cu țitele pe masă. Ce ai trăit în acele momente în care, la un moment dat, chiar FC Botoșani era retrogradată? Da. Ar trebui felicitați cei de la Galați, pentru că, dacă vă uitați și în urmă, înaintea meciului nostru au jucat toate meciurile, așa, la capacitate maximă, sunt foarte profesioniști și nu e, după părerea mea, nu e o răzbunare că ne-au bătut și acum să ne răzbunăm. Nu, ei și-au jucat meciul, au jucat la victorie, au jucat toate meciurile, mai ales când joacă acasă, foarte agresiv. Îi felicităm că au câștigat. Acum e rândul nostru să demonstrăm că și noi jucăm la fel ca jucăm pe Municipal. Deci nu e vorba de revanșă? Nu, absolut deloc. Noi ne jucăm, ați văzut cum am jucat în ultimele meciuri pe Municipal, eu zic că am arătat foarte, foarte bine și sper să o ținem la fel. Apropo de Municipal, și public a jucat un rol esențial, să spunem așa, în atingerea acestui obiectiv. Ce așteptări ai de la FAIM în acest nou campionat și chiar de la primul meci cu Oțelul Galați? Aș dori ca suporterii să vină să ne susțină la fel și, indiferent de cursul partidei, sper să ne împingă de la spate, cum au făcut-o ultimele meciuri, când cred eu că s-au vândut toate biletele, s-au ocupat toate locurile și au fost alături de noi. Și chiar am avut reprize, mai ales prima repriză, unde am început mai prost meciul și a doua repriză am revenit cu aportul publicului, da, ne-a ajutat și am reușit să obținem foarte multe puncte acasă. George, îți mulțumim și mult succes, să fie un debut cu dreptul. Sper să câștigăm. Numai bine.